it's the most momentul... wonderful time of the day. Deci momentul nostru preferat al săptămânii, aș putea da, să deci spun. Eu sunt fiertă pe ziua de miercuri, nu mai pot. Când în platou nu suntem doar picioare, suntem picioare și lăbuțe. Da. Și pe cine Mihai, aici? În primul rând pe Mihai Nae, bineînțeles, cel care evident ne ajută în fiecare miercuri. Bună dimineața! Bună dimineața! Găsit. Tu ești responsabil pentru bucuria noastră. Eu sunt responsabil da de toate în ultima vreme. Da. Și el ce el este, el este responsabil cu altceva. El vorbește prin atitudine și prin purtare, ca să spun așa, bună purtare, despre o rasă foarte discutată, foarte controversată, foarte acuzată, din păcate. Vorbim despre pitbull. El este un pitbull red nose, îl cheamă Nine. Nine! Și așa pe scurt, pentru că știți bine că eu vorbesc din experiența mea, da? cu genul ăsta de rase și cu toate rasele pe care le aduc aici până la urmă, pentru că asta este de fapt ideea. Pitbull-ul este, din punctul meu de vedere, este un câine perfect. Este un câine perfect de ce? Pentru că nu e un câine nici mare, nici mic. Este un câine cu păr scurt. Este un câine care poate să fie un bun companion, poate să fie un câine extraordinar de bun de pază, poate să fie un câine extraordinar de determinat în lupte, lucru care este rău, bineînțeles. Poate să fie exact ceea ce vrem, da? La superlativ. Acum, bineînțeles că diferența o face cel care ține capătul lesei. Dacă vrei să faci din el o mașină de luptă și un câine problematic, vei obține. Dacă îți dorești să fie un câine extraordinar, așa cum ați văzut, da? Câinele ăsta, și o să-l vedeți și în filmulețele pe care le-am pregătit, este un câine extraordinar de bun, poate fi și un câine extraordinar de dur. Ideea aici a fost să fie un câine perfect, să fie un câine controlabil, ca dovadă să poți să intri într-un platou de televiziune. Oamenii de acasă trebuie să știe că nu este ușor să vii aici și câinele să fie și prompt, să și lucreze, să și adapteze. Avem o podea alunecoasă mai în toate platourile de filmare și asta dă o nesiguranță serioasă câinelui. Și din punctul meu de vedere, numai un câine care are foarte multă încredere în stăpân poate să facă față și să stea liniștit. Cred că sunt și condiții de stres, sunt lumini pe aici. Sunt condiții de stres, da, sunt lumini, sunt camere. Am avut mirosuri noi, el n-a avut timp să dea mirosuri noi. Am avut situații în care a venit camera foarte aproape de el și, bineînțeles, a fost cumva uimit cățelul. Nu știa ce să facă, să-l latre, să-l mârie, să se dea în spate, să muște. Asta avea să-mi facă, da, ceva cu camera. Să uite la tine și să te întrebe, Mihai, este momentul ăla care este că trebuie să zâmbesc? Nu este ca și cum s-ar fi născut lângă o cameră de la vedere și totul este normal. Deci sunt lucruri noi, sunt până la urmă sunt niște animale, da, pe care noi le gestionăm mai bine sau mai puțin, sau foarte prost, uneori. Despre asta este vorba. Eu mă uit la Nine și îmi place mult că are urechi și are coadă. În primul și în primul. A, bun asta. Păi, nu? Da. S-a practicat tăiatul urechilor la pit și eu personal mă bucur foarte mult că s-a oprit din asta, pentru că legile acum nu-i mai lasă pe doctor să facă genul ăsta de operații, le-aș numi altfel, dar nu vreau să supăr pe nimeni. Ce să zic, până la urmă sper și se pare că avem și noi cât de cât legi, nu? Dar cred că mai trebuie să lucrăm. Dar probabil că suntem pe drumul cel bun, nu știu, sincer să fiu, nu știu. Dar nu se mai taie urechile, nu se mai taie cozile. Orice medic care nu face acest lucru cu un motiv întemeiat, oricărui medic se va ridica atestatul de liberă practică. Deci cumva lucrurile se duc într-o zonă benefică lor. Deci, cred că într-un fel sau altul am demolat mitul ăsta. Doamne, pitbull-ul e rău. Păi pitbull-ul nu e rău și uite, pitbull-ul chiar este cum le duci. Chiar, exact cum îi oferi viața. Pentru că despre asta este vorba. Cunosc și oameni care nu ar merita să aibă câini. Eu cunosc. Cunosc și oameni care mă încântă de fiecare dată când am contact cu ei și sunt niște stăpâni extraordinari. O să-l invit pe Ioan, care este și stăpânul lui Nine, să ne arate câte ceva
să ne arate câte ceva cu Nine. Uite, chiar aș vrea să... Ăsta mi s-a părut un moment foarte interesant. Aș vrea să veniți să îl pune să dea noroc. Bine, el la cât de entuziasmat eu să sară pe eu, voi. Eu am dat, ia, nu, am dat noroc. Ia, hai să vedem tău. Pitbull-ul ăsta atât de feroce. I-am dat înainte să intrăm în direct. Noroc. Ia. Noroc. Noroc. Ia. Ia. Hai, noroc. Hai, bravo, mă, bravo. Da, yeah. Eu sunt Vali. Ăsta este pitbull feroce și rău. Care e nebunit să fie mângâiat, e nebunit să fie alintat, e nebunit să... Hai să arătăm câte ceva cu Nine. Ia să-i dăm un mort și un rostogol. Oh, foarte bine. Foarte bine. Alunecă foarte tare piticul. Ia să-l punem să și vorbească. Nine, vorbești cu noi? Ia să. Bravo, ia. A zis unul prima dată, că el știe să numere. Ia. Cam nu așa. Cred așa ceva, leșin. Da. Nu se poate. Ia să mai încercăm o dată. Ia. Acum mergem între picioare, cu spatele. Mergem și cu fața între picioare. Ia să vedem, facem și dreapta. Ia să vedem. Ne schimbăm direct. Ține cârma. Ține. Ia să mai punem o dată să meargă cu spatele. Ia să vedem. Ăsta este. Și cu fața. Ia, este înculcat. Ia să vedem, încă o dată mort. Încă o dată mort. Și lăsăm în așteptare în mort. Și acum îl punem să facă un rostogol. Dar nu cred că are loc acolo. Ia să ne... Hai, haide. Bravo! Asta este. Eu sunt fascinată de ce mă uit. Eu acum mă uit ca la televizor la voi. Ei bine, haideți să arătăm și ceva cu placa, pentru că el este un cățel care se dă pe skateboard. Și ce să zic, mi-am dorit foarte mult și am muncit mult ca oamenii să-și schimbe cumva părerea despre această rasă, pentru că sunt câini foarte buni. Priviți. Bravo, hai și înapoi, ia să vedem. Bravo, Nine, ești și skater. Ne iese? Da, el se dă cu placa. Păi trebuie, nu? Ia uite. Uite ce viteză și acum, dă cu răbuța. Da, doar că aici alunecă lăbuța din spate când vrea să urce pe skate. Da, par trucuri, când îl vezi atât de entuziasmat și de încântat cum lucrează. Par lucruri simple, dar sunt lucruri complicate pentru un cățel. Bravo! Da, mai ales că este un cățel și, după cum se vede și aici, destul de dur așa, ca și dacă se dorește. Adică cred nu s-ar apropia cineva de stăpân. Asta este un lucru clar. Are o relație fantastică cu Iani. Mi-am dat seama că este câinele lui, după cum se uita la el, el fiind acolo în cursul platoului. Cu noi au fost căței relații foarte bune, pentru că primul lucru pe care îl facem, punem accent pe a ne iubi cățelul care lucrăm, dar bineînțeles, e câinele lui și au o relație frumoasă, am muncit ceva cu el împreună și... Bravo, Vali! Așa, cam așa, băieți. Ne tăvălim un pic. Ce să facem? Eu sunt foarte curioasă. Sunt tovarășii. Ioan, până acum, în ce limbă i-a dat comenzile? Că am auzit un șlafon. Trebuie să-l întrebăm în ce limbă. E un mix. E un mix. Spaniolă, germană, am auzit. Un pic de română. Tu ești mă la rău de care zice lumea că e rău. Foarte, foarte tare. Ia uite câte limbi știe. N-ai, nu știu, eu franceză, germană și spaniolă. Hai, du-te la Ioan. Vino și stai cu noi, Ioan, că e clar că te caută cu privirea. Și tocmai pentru că noi iubim căței, chiar dacă noi astăzi ne propunem să vorbim cu tăticul dresorilor din România, Mihai, nici pe Nine nu putem să-l ținem departe de dragostea lui cea mare, că nu se face. Nu intri între câine și stăpân. Sunt foarte mândru de cățelul ăsta și sunt mândru de ei doi ca și echipă, pentru că chiar s-a depus suflet în lucru cu acest cățel și în general cu orice cățel, repet, pentru că dacă n-ai o pasiune în a lucra cu ei și n-ai o dragoste, ce mi se pare foarte interesant în ultima vreme este că eu nu știu cum pot unii oameni să-și iubească doar câinilor. Atât. Da, este o chestiune, e un fenomen pe care eu personal nu reușesc să-l înțeleg. Sau poate că ar trebui, dar fac eforturi foarte mari. Sunt oameni care își iubesc doar câinilor și în altul
poate că ar da și cu Pietra. Lucru care nu mi se pare normal. Ar trebui societatea asta să înceapă și ea să gândească, eu știu, mai pozitiv, să fim un pic mai buni. Dar probabil că o să fim mai buni atunci când o să începem să fim mai buni cu animalele. Așa este și, uite, eu de exemplu fac eforturi să mă abțin să nu fugă toți câinii celorlalți, dincolo observat. De al meu. Am nu? Observat. Ai văzut am că observat. Nu, da. E greu. Am observat. De asta mă duc, întind mâna, hai să ne împrietenim și după aia. Și ai văzut că noi doi te întrebăm de fiecare dată, putem să-i mângâiu? Da. E foarte, foarte important să existe o relație dublă, pe de-o parte iubirea asta necondiționată față Sigur. De orice animal, dar și respectul față de stăpân. Nu apreciez nici oamenii care vin la câinele meu și din prima. Ar trebui să întrebăm până la urmă dacă este ok, dacă nu este ok. Dar eu niciodată n-am înțeles de ce trebuie să nu-i lăsăm pe oameni. N-am prins până acum ideea asta. De ce mulți oameni optează pentru a nu lăsa alți oameni să pună mâna pe câinilor? Hai să o lămurim, că eu știu de ce. Există acest mit. Mergeam cu Pato în pădure și mi-a zis cineva când era puiuț să nu lași oamenii să-l atingă cât e mic, că după aia o să plece cu oricine apucă. Da. Mit sau adevăr? Asta nu, nu evită, cred. Că o să plece cu oricine apucă. Ideea este că în momentul în care creezi un câine care are o oarecare, nu, mai mult decât indiferență, în momentul în care nu lași pe nimeni să pună mâna pe un câine, va deveni la maturitate deranjat când va veni cineva să pună mâna pe el. Și atunci, acel câine, ușor, ușor, va deveni periculos pentru oamenii dintr-un parc și așa mai departe. Deci, cumva, eu înțeleg antrenamentul de pază și protecție, pentru că eu sunt unul dintre cei mai discutați instructori la ora asta din cauza acestui lucru. Eu formez câini pentru pază, da? Însă nu înțeleg de ce mi-aș lua un câine ca și companion. Aș vrea să mă duc cu el în parc, dar de fapt aș vrea să fie agresiv la cei din jur. Nu se leagă. Pentru că odată ce vreau să mă plimb cu el în parc, automat înseamnă că am nevoie de un câine sociabil. Un câine care să nu-mi pună probleme. Un câine care începe să se dea la lume, face urât, n-o să mă pot plimba în liniște cu el în parc. Asta este un lucru clar. Deci, eu i-aș îndemna pe toți oamenii să lase căței să fie mângâiați, mai ales de copii, dar să-i recompenseze în momentul în care un om vine să-l mângâie. Atenție, să-l recompenseze el, nu să-l recompenseze persoana, pentru că vorbim despre refuzul de hrană, dar eu recompensez câinele dacă se comportă civilizat. Mie îmi place mult că se spune de cele mai multe ori, spunem cu cine stai ca să spun cine ești. Bine, eu mă uit la cum e câinele, ca să-mi dau seama cum e stăpânul. Dacă un câine n-are voie aia X, Y, Z, îmi dau seama că stăpânul are o problemă. Are o problemă și e la fel. Eu încă n-am reușit să citesc oamenii. Ei sunt oglinda noastră, căței. Da. În mod real. Întotdeauna am spus că în momentul în care vezi un câine agitat, în momentul în care vezi un câine care latră excesiv, care trage în lesă, este produsul stăpânului care nu se ocupă de el. Asta este părerea mea. Și în timp, în 18 ani, cumva mi s-a demonstrat că nu greșesc, chiar dacă de cele mai multe ori nu știu să-i citesc pe oameni, dar mă bucur că mă pricep la câine. Și noi ne bucurăm tare mult de meseria pe care o ai și de faptul că în fiecare miercuri ești alături de noi și alături de cei de acasă cu aceste drăgălășenii despre care învățăm de fiecare dată foarte multe lucruri. Îl punem și pe Nain să-și la revedere, ia să vedem. Ia să vedem. Ia zi, Nain. Ia zi. Asta e. Papa, Nain. Mulțumim tare mult, băieți, mulțumim, Nain. Mulțumim.